Locatarii de la 15 scări de bloc din municipiul Buzău riscă să rămână în plină toamnă fără apă potabilă din cauza datoriilor mari acumulate la compania de apă. Potrivit conducerii instituției, restanțele acumulate pe o perioadă de circa 2 ani de zile se apropie de 1 miliard de lei vechi. Este până într-un miliard, Dacă rețin eu bine, în jur de 887 de mii. Sunt exact. Foarte multe scări de bloc. 10, 11. Peste 10, cred că spre 15. În toată această perioadă, conducerea serviciului a încercat să amâne decizia de a asista furnizarea apei către buzoieni, însă restanțele acumulate par să facă aproape imposibil acest demers. Se îndeplineau de foarte mult timp condițiile pentru a debranșa. Blocurile respective erau platnice de la furnizarea de apă, nu am făcut-o până acum și pentru că au tot existat promisiune după promisiune, dar vă aduceți aminte ce s-a întâmplat acum câțiva ani când a existat o problemă legală, da, în care urmarea căreia s-a acumulat o datorie destul de mare la asociația PT28-3. Probabil că vom face același lucru și cu această asociație, dacă vedem cu asociația PT13-2, dacă vedem că nu sunt respectate promisiunile care ni s-au făcut și în mod cert nu s-au respectat până acum, vom proceda și la această măsură drastică pentru că nu putem să perpetuăm la nesfârșit o astfel de situație. Vinovate de situația creată s-ar face unele persoane implicate într-o dispută mai veche privind preluarea asociației de proprietari. Avem o astfel de asociație de proprietari PT13-2, zona Spirul Haret, Unirii, zona aceea, unde există o astfel de controversă de cine e la conducere și cine trebuie să încaseze bani și să plătească utilitățile. Cred că această situație neclară este de ceva timp, de circa 2 ani de zile. O situație similară s-a produs în municipiul Buzău în 2019. Atunci, aproximativ 1000 de buzoieni din cartierul Dorobanți 2 nu au mai avut apă din cauza unei datorii uriașe a asociației de proprietari acumulate la compania de apă Buzău, ce depășea 2 miliarde de lei vechi. Serviciul de alimentare cu apă potabilă a fost sistat atunci la 16 blocuri, deși 90% dintre locatari erau cu plățile la zi.